Aș vrea, dragii mei, să avem în față un tablou biblic care ne vorbește despre două lumi într-o singură lume. Atunci când Dumnezeu a vrut să-i ducă în țara Canaanului pe copiii lui Israel, distanța din Egipt și până în Canaan era relativ mică, de câteva zile. Însă, din cauza încăpățânării lor, Dumnezeu a hotărât ca să se învârtă timp de 40 de ani în jurul muntelui Sinai. La început, când a vrut să-i ducă în țara Canaanului, Moise a trimis 12 iscoade ca să fie reprezentativitate, așa cum vrem și noi să avem reprezentativitate în biserici. De parcă dacă trimiți din fiecare ceată câte unul, faci mare ispravă. Contează foarte mult pe cine trimiți. Pentru că dacă oamenii sunt demotivați și dacă oamenii sunt negativiști, strică tot. Și acesta este un exemplu în care majoritatea nu are dreptate și majoritatea este pe calea greșită. Așa cum am spus, Moise a ales 12 scoabe, câte unul din fiecare trib al lui Israel. Și tabloul acesta îl găsim pe larg descris în Cartea Numerilor, capitolul 13 și 14, ca o mică paranteză. În limba ebraică, în limba originală în care a fost scris Vechiul Testament, titlul acestei cărți este Bamidbar, adică în pustie. Titlul de Numeri vine din Septuaginta, numeros, da? Dat probabil din cauza multor înșirări de seminții și neamuri și nume care sunt acolo și numere. Însă, în limba ebraică, titlul este În pustie, pentru că tema generală a cărții este acea rătăcire a poporului prin pustie și acea călătorie îndelungată, care n-ar fi trebuit să fie atât de îndelungată. În acest tablou vedem două categorii de oameni total inegale. O lume a oamenilor negativiști, necredincioși, care nu vor să pună mâna pe făgăduințele lui Dumnezeu, și o categorie mică, doar doi dintre ei, care credeau cu adevărat că pot pune mâna pe țară, că pot intra în Canaan, că Dumnezeu poate să le dea atunci țara făgăduită. Două lumi într-una singură. Aceeași realitate văzută în culori total diferite de oameni care aveau o gândire total diferită. Moise i-a trimis să-i scodească țara Canaanului, spune versetul 17 din capitolul 13. El le-a zis, mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Ei s-au suit și au iscodit țara de la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit de la miază zi și au mers până la Hebron, unde se afrau Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, strugure, din pricina strugurilor pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite.
Și după ce s-au întors în tabără, spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost de aceeași părere un singur verset. Iată versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Până aici totul este ok. Și foarte mulți dintre noi venim și invocăm făgăduințele lui Dumnezeu și promisiunile lui și spunem că suntem credincioși și că abia așteptăm să vină, dar nu știu cum de cădem ori în descurajare, ori într-un fanatism din ăsta extremist, fatalist, în care totul este negru, totul este rău în lumea aceasta, totul trebuie să se strice pentru ca să vină împărăția lui Dumnezeu. Și este adevărat în mare, însă, dacă trăiești doar în conul acesta de umbră, viața de credință, tu nu o să te mai poți bucura de viață. Și unii parcă simt o plăcere așa să se autoflageleze în suferința asta unei credințe închipuite, prin care își creează tot felul de scenarii înainte să se întâmple. Și cu asta consideră că ei stau pe calea îngustă. Sau alții necredincioși, fricoși, așa cum au fost și ei. Da, într-adevăr, da, o să avem o grămadă de necaz. Vai, vin persecuțiile, vai, vine nu știu ce, vai, vine nu știu ce criză. Și peste tot este numai vaiuri. Și au început. Ba, bă-s niște uriași acolo, parcă eram niște lăcuste în comparație cu ei. Ce vorbești, mă? Păi ne bată ăștia de n-ai văzut. Ce să ne ducem noi să cucerim țara? Nu există așa ceva. Și atât de tare au bătut moneda pe zona aceasta a fricilor, încât vă dați seama că panica imediat îi prinde pe oameni. Frica are de-a face cu instinctul de supraviețuire și dacă ai reușit să instaurezi frica, poți să faci din oameni ce vrei. Devin iraționali. Chiar oameni cu școală, oameni cu carte, ați văzut în pandemie. Și azi mai vezi câte unul în mașină, cu masca peste nas, în căldură de 38 de grade, da? Singur în mașină și el stă cu masca să nu moară. Au rămas cu sechele. De ce? Pentru că frica are de-a face cu instinctul de supraviețuire. Și în momentul în care se instaurează frica aceea aproape patologică, oamenii nu mai cred nimic. Pot să spună Dumnezeu orice, poate să făgăduiască orice, că ei nu mai cred. Și rezultatul acestui cor al disperaților, efectele acestei epopee a disperării, au fost că toată adunarea, versetul 1 din capitolul 14, a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Imaginați-vă un popor întreg care începe să se zmiorcăie și să plângă. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Chiar bună întrebare. Că dacă ar fi murit acolo, măcar avea Dumnezeu cu cine să facă lucrări mari. Nu? De ce nu ar fi murit oare acolo? Dar știți, în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să existe și astfel de oameni. Pavel i-a zis unuia fiu al dracului. Da? Care trebuie întotdeauna să bage bețe în roate, trebuie să tragă înapoi, să trebuie, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, că nu trebuie, dar ei asta fac. Și întotdeauna frânează ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Și uneori întârzie lucrarea cu zeci de ani. Și ca să se mai producă ceva, ca să se mai schimbe ceva, e nevoie să moară acea generație, să vină altă generație, să se schimbe ceva. Este un adevăr trist și să știți că sunt multe biserici care mor din cauza unor astfel de oameni care frânează, care trag înapoi. Ei nu fac nimic și numai că nu fac nimic, dar
pe la spate, peste tot, numai cârcotești și sunt foarte, foarte toxici, negativiști. De ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? De ce n-am fi murit în Egipt? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Este cea mai sigură cale a oamenilor slabi. Omul slab când dă de greu, când vede că viitorul este un pic mai amenințător, așa, se refugiază în trecut. Sau se întoarce la ceea ce știa el mai bine. Pentru că este cel mai comod, este locul pe care îl știi și chiar dacă insula pe care stai se scufundă, măcar mai supraviețuiesc câte o oră, două, trei, o săptămână, două, trei și după aia mor. Dar decât să intru în barcă, să dau din vâsle, să trec, eu știu, pe celălalt țărm, mai bine stau să mă nec pe insula asta. Cam așa este mentalitatea, este foarte ciudată. Este foarte lipsită de rațiune. Dar foarte mulți așa gândesc. Decât să mă duc să fac schimbarea în viața mea, unde vrea să mă ducă Dumnezeu, mai bine mă întorc la ceea ce știam și asta e. Ucenicii după răstignirea Domnului Hristos, ce au făcut? S-au întors înapoi la pescuit. Și Petru a zis, păi ce să facem? Hristos a murit? Gata, mă duc să prind pește. Păi venim și noi, că asta știm să facem. Ne-am pierdut perspectiva, ne-am pierdut speranța, ne întoarcem la ceea ce știam să facem. Dar oamenii aceștia nu doar că se voiau să se întoarcă la ceea ce știau, la robie, adică, la o viață de mizerie, dar îi împiedicau și pe cei care doreau să meargă în țara Canaanului, să pună mâna pe țară. Atât de tare au fost înverșunați și atât de intrigați de faptul că Iosua și Caleb le-au pus în față o altă perspectivă, încât au zis, dar știți ce, luăm noi pietroaie și v-am aranjat. Dintre cei ce scodiseră țara, versetul 6 din capitolul 14, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Culmea, ăștia o văd foarte bună, minunată, ceilalți uriași, murim, o să fie vai de noi, vai de copiii noștri, mai bine în Egipt. Observați cum aceeași realitate este văzută total diferit de două categorii de oameni. Cum este posibil așa ceva? Sunt mulți factori care contribuie la creionarea realității. Da, vorbim de educație, vorbim de personalitate, vorbim de ceea ce ai învățat de acasă, dar aici, trecând peste toate, în primul rând era vorba de credință sau necredință. Ca să simplificăm lucrurile. Și cei din lumea necredinței au zis, e dezastru și aveau dreptate, într-un fel. Ceilalți au zis, este o țară minunată, este extraordinară și ăștia aveau dreptate. Pentru că până la urmă lumea în care trăiești este așa cum vrei să o vezi. Dacă vrei să vezi doar nenorocirile și dacă vrei să vezi doar suferința, poți să vezi numai suferință, numai necazuri, numai probleme. Pentru că mintea noastră este în așa fel construită că dacă ți-ai pus un filtru, vezi doar ceea ce te interesează. Mi-aduc aminte când soția era însărcinată și mergeam să căutăm diferite lucruri pentru copii, ne săreau în ochi doar familii cu copii sau doamne însărcinate, lucruri de copii, cărucioare. Numai asta aveam în minte, pentru că asta căutam. Și tot timpul, mamă, uite câte familii cu copii, uite cărucior acolo, uite hăinuțe pentru copii dincolo, reducere acolo. Când am vrut să ne cumpărăm un anumit tip de mașină, numai mașini din alea vedeam prin oraș. Mamă, uite câte din astea sunt. De ce? Pentru că mintea asta căuta. Am pus filtru și aia vedeai. Dacă ți-ai pus un filtru murdar în minte, numai mizerii vezi. Numai
catastrofe, dezastre, suferință, oameni bolnavi și găsești, pe bune, găsești. Dar nu mai vezi partea cealaltă luminoasă, pentru că deja mintea ta este focalizată pe un anumit segment. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Apropo, cum vezi tu lumea aceasta? Cum vezi viața aceasta? Vezi doar suferință? Vezi doar necazuri? Vezi doar probleme? Ai dreptate, pentru că viața are și din astea. Sau vezi o viață frumoasă, o viață luminoasă? Viața are și din astea. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Ai zice după mesajul acesta că, domnule, nu mai poți să-i contrazici. Sunt atât de motivați, atât de credincioși, atât de hotărâți în ceea ce spun, încât n-ai cum să nu crezi ceea ce spun. Da, de unde? Știți că oamenii din fire sunt sceptici. Și dacă vine cineva și aruncă o îndoială sau o temere, oamenii cred mai degrabă acea îndoială sau acea temere decât realitatea. Pentru că frica este foarte puternică și dacă o lăsăm să domine viața noastră, ea poate chiar să anuleze credința și să ne ducă într-o necredință care să-i persecute și pe cei care mai cred. Pentru că nu s-au mulțumit să spună, noi oricum nu vrem să credem, vrem să ne întoarcem în Egipt, voi credeți ce vreți. Nu! S-au simțit amenințați de credința celorlalți și au zis, voi trebuie să dispăreți. Pentru că întotdeauna noi, voi o să zgândăriți conștiința noastră și o să ne spuneți că se poate și altfel și noi nu vrem altfel, noi vrem să ne întoarcem în Egipt. Când oamenii se hotărăsc să meargă pe o cale greșită sau când se hotărăsc să vadă lucrurile într-un anumit fel, foarte greu mai poți să-i scoți din acea mentalitate. Foarte greu. Aproape imposibil. Pentru că hotărârea deja este luată la nivelul inimii, la nivel emoțional. Și cine știe ce șoc ar trebui să vină în viața lor sau ce schimbări dramatice ca să le răstoarne din nou gândirea, să reevalueze lucrurile. În momentul în care au hotărât să facă un anumit lucru, nimic și nimeni nu mai poate schimba. Toată adunarea, versetul 10, vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Dacă nu intervenea Dumnezeu, Iosua și Caleb erau lapidați. Cât de încăpățânați putem fi uneori în necredința aceasta și cât de greu putem să vedem oportunitățile pe care Dumnezeu le pune în fața noastră și cât de greu putem să vedem că Dumnezeu poartă de grijă și că poate să facă viața noastră glorioasă, frumoasă. Moise a intervenit înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a mâniat foarte tare. Și a zis, Doamne, te rog, nu-i omoră. Dacă îi omor, ce o să zică popoarele din jur? Că n-ai putut să-i duci din țara Egiptului, în țara Canaanului. Te rog, Doamne, mijlocește pentru ei. Dar să știți că pe Dumnezeu noi nu-L putem păcăli. Și aici învăț o lecție foarte importantă. Pe unii Dumnezeu îi ține în viață pentru că sunt părinții celor care vor face schimbările în viitor. Țineți minte lucrul ăsta. Pe unii Dumnezeu îi ține în viață pentru că sunt părinții celor care vor face schimbările în viitor. Adică cei care erau
peste 20 de ani în sus, erau adulții și părinții copiilor care urmau să intre în Canaan. Nu-i nimicesc, pentru că sunt niște copii acolo, niște tineri, care peste 40 de ani vor moșteni țara. Și să știți că pe mulți Dumnezeu îi ține din cauza asta în viață. Sau îi lasă să mai bâzie prin biserici. Nu pentru că aprobă ceea ce fac ei, dar oamenii se mint. Zice, uite, m-am certat o viață întreagă, înseamnă că Domnul e bun și mă... Nu, de asta te suportă Dumnezeu. Pentru că ești tata celui care poate va face schimbarea. Sau al generației de mâine. Tu vei muri în răutatea ta, în încăpățânarea ta, în necredința ta. Și lucrurile vor merge așa cum vrea Dumnezeu. Dar să nu te minți. Există și o categorie de oameni, dar sunt puțini ăștia. Cum au fost Iosua și Caleb. Purtătorii de viziune. Și ăștia sunt oameni foarte rari. Și oamenii care au înțelepciune, au credință în Dumnezeu și care vor fi păstorii generației pentru cei care cresc. Sunt foarte puțini astfel de oameni înțelepți care au viziune, știu ce trebuie să facă, dar la momentul respectiv n-au cu cine. Pentru că foarte mulți se încăpățânează. Și Dumnezeu a zis, Moise, nu-i nimicesc, dar toți cei peste 20 de ani în sus nu vor intra în țara Canaanului. Pe mine nu mă păcălesc ei, știu inima lor, îi cunosc. Și am luat deja hotărârea. Doar tu vei intra și cu Caleb din generația asta. Restul, toți vor muri în pustie. Și culmea, când Dumnezeu le-a dat verdictul, s-au sucit. Și au zis, vai, ne ducem acum să punem mâna pe țară. Gata, ce trebuie să facem? Asta, asta facem, Doamne, ne ducem, punem. Și a zis Dumnezeu, nu vă duceți, mă. Le-a zis și Moise, nu vă duceți, Dumnezeu. Gata, s-a terminat. Viziunea pentru voi s-a încheiat, ocazia s-a dus. Nu mai există pentru voi har. Și bineînțeles că nu le-a venit să creadă că Dumnezeu poate să vorbească atât de serios. Că Dumnezeu poate să fie atât de radical și într-o clipă să spună gata nebuniei lor, deși i-a lăsat în viață, pentru ei subiectul Canaan s-a închis. Și dacă citiți mai departe în cărțile lui Moise, o să vedeți că Dumnezeu vorbește despre cucerirea Canaanului ca într-o perspectivă îndepărtată. Când îți va da Dumnezeu țara Canaanului, când te va duce Dumnezeu în țara pe care a promis-o părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov, dar vorbește la un viitor îndepărtat, nu pentru generația prezentă. Oportunitatea pentru ei s-a dus. Pentru că n-au vrut să vadă și n-au vrut să creadă ceea ce a vrut să le dea Dumnezeu. Nu veți intra în țara pe care jurasem că o voi da să locuiți, afară de Caleb, fiul lui Efune, și Iosua, fiul lui Nun. Și să știți, dragii mei, că atunci când Dumnezeu spune ceva și promite ceva sau interzice ceva, nimeni și nimic nu mai poate să schimbe. De aceea nu vă jucați cu Dumnezeu. În încăpățânare zice, a, lasă că merge și așa, mă, că am mai făcut noi din astea. Nu! Dacă Dumnezeu îți va spune într-o zi, până aici, gata, s-a terminat, s-a terminat. Și orice vei face, nu se va mai schimba. Este cumplit să trăiești în lumea aceasta a celor obtuze, a celor negativiști, a celor necredincioși. S-ar putea să rămâi pentru totdeauna așa. Când eram în conservator, ne mai prosteam și noi
mai mergeam așa, mai șchiopătam sau mergeam cu gâtul strâmb și profesorul de instrumente zicea, vezi să nu rămâi așa. Apoi aplicația asta merge și la stilul de a te comporta și la alegerile pe care le faci. Dacă tot timpul ești îmbufnat și încruntat, vezi să nu rămâi așa. Că există riscul să rămâi așa și să nu te mai schimbi niciodată. După cum, versetul 34 din capitolul 14, după cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Și zicem noi, mamă, ce împietriți erau ăștia. Dar credeți că astăzi nu se poate întâmpla la fel? Ca Dumnezeu să zică, ok, așa vreți, 30-40 de ani, vă las să mergeți cum vreți. Până când moare generația respectivă, se naște o altă generație și cu ei voi face ceva, pentru că în generația asta nu am cu cine să lucrez. Păstrez 1, 2, 3, 5 copiii care rămân acolo, iar cei care sunt încăpățânați și nu vor, e problema lor. E periculos să trăiești în umbra aceasta, în conul acesta al necredinței. Este o lume foarte tristă, foarte împovărătoare și uitați-vă de aici încolo dacă n-a avut Dumnezeu dreptate cu ei. Tot timpul nemulțumiți, tot timpul cârtitori, tot timpul dacă nu mergea ceva, e de vină Dumnezeu și Moise. Dacă puteau să cârtească, să facă ceva împotrivă, făceau. Și de multe ori când citezi, zici, Doamne, dar de ce nu i-ai ars cu foc? Îi ardeam de 10 ori. Și când vezi încăpățânarea lor și stăruința în încăpățânare, zici, Doamne, dar bun ai fost. Și într-adevăr, bun este Dumnezeu în comparație cu această ingratitudinea noastră, nemulțumire și negativism care ne paralizează viața și existența. Și au zis, o, triumfaliști, nu, noi ne ducem, punem mâna pe țară, s-au grupat, gata, imediat. Știți, când oamenii vor să facă ceva, din motive de frică sau egoiste, se grupează în niște alianțe și niște combinații de îți pârâie neuronii. În condiții normale, ăștia se bat, se ciocnesc, se ceartă, n-au nicio treabă unii cu alții. Însă în condiții excepționale, se pornesc să facă lucruri inedite, ciudate, pe care nu le-ar fi făcut altădată. Și stai și zici, mă, oare oamenii ăștia mai sunt în totalitatea facultăților mentale? Când a vrut Dumnezeu să le dea țara? Nu! Noi vrem în Egipt! Cum? Să murim în pustie? Nu, nici vorbă! Când Dumnezeu le-a zis, nu vă mai dau țara, nu o să mai moșteriți, mergem să cucerim țara. Mai înțelegeți ceva de aici? E ca în povestea aia cu cănuță om sucit. Nu pricep nimic. Însă se întâmplă ca să trăim și ciudățenii de genul acesta. Însă finalul pentru oamenii aceștia a fost unul cât se poate de dramatic. Moise le-a spus, nu vă suiți că și Domnul nu este în mijlocul vostru, nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. E sortită eșecului, nu merge. Și bineînțeles că asta s-a întâmplat. S-au îndărădnicit, zice versetul 44, și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au pogorât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la hormă. Pentru că Dumnezeu nu binecuvântează cetele de cârcătași și de negativiști și de certăreți și de oameni care nu vor să pună mâna pe binecuvântările lui. Nu vrei? Ți se ia. Știți cum zice? Nemulțumitului se ia darul. Și până la urmă, așa s-a întâmplat.
Și ei au rămas cu ale lor, iar Iosua și Caleb au rămas într-o cu totul și cu totul altă lume. Moise, Aron, Iosua, Caleb, purtătorii de lumină, de steag, cu credința în suflet, vă dați seama ce chin a fost pentru ei să trăiască 40 de ani când știau că puteau să pună mâna pe țară. Este un chin pentru un om vizionar, pentru un om credincios, să trăiască printre oameni mediocri și care nu vor să crească, să facă ceva. Este groaznic, cumplit. Și a trebuit să vadă și să audă 40 de ani de cârtiri. N-avem prepelițe, n-avem mâncare, n-avem apă, dar de ce numai Moise și nu și noi, Core, Datan și Abiram, funcții, chestii din astea, găinării. 40 de ani de nemulțumiri. Ăștia se gândeau, Doamne, dar cum de n-am ajuns în Canaan? Noi asta așteptam, să ajungem în Canaan. Și ăștia, mâncarea. Ziua de azi, viziune scurtă, mică, fără nicio provocare, fără nicio dorință de sacrificiu, absolut nimic. Și rezultatul, au pierit în pustie. Dragii mei, trăim într-o lume așa cum vrem să fie. Trăim într-o lume așa cum vrem să fie. Dacă vrem să o vedem neagră, plină de persecuții, plină de amenințări din toate părțile, o putem vedea. Și putem, dacă deschidem internetul, găsim o mulțime de amenințări și de pericole închipuite. Unele poate au de-a face cu realitatea, altele supraexagerate. Sau putem să vedem partea frumoasă în lumea în care trăim și să găsim acele motive de bucurie și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. În lumea aceasta Dumnezeu vrea să facă mari isprăvi cu ajutorul nostru. În lumea aceasta Dumnezeu vrea să ne folosească, să fim sare și lumină. În lumea aceasta Dumnezeu vrea să fim puternici. În lumea aceasta vrea să fim altfel. Vrea să fim ca Iosua și Caleb, niște oameni care schimbă lucrurile, care schimbă perspectiva, care au viziune, care merg mai departe decât văd nemulțumiții și negativiștii. Cum vezi lumea aceasta? Care este perspectiva ta? Poți să ai perspectiva pustiei, a Egiptului, a neajunsurilor, a suferinței, a bolilor, a crizelor de tot felul, amenințărilor, sau poți să ai perspectiva Canaanului și atunci viața devine luminoasă, plină de frumusețe și inima se lipește de lucruri care într-adevăr zidesc, înalță și te fac să ajungi mai aproape de Dumnezeu. De aceea, dragilor, doar doi din generația aceea au intrat în Canaan, Iosua și Caleb. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Pentru că, așa cum spunea Domnul Hristos, largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Îngustă este calea care duce la mântuire și puțini sunt cei care umblă pe ea. Pentru că majoritatea aleg lucrurile ușoare. Și când dau de greu, încep să plângă și să îi tragă în jos și pe cei care vor să facă altceva. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să vedem partea frumoasă a vieții, momentele de glorie pe care ni le oferă Dumnezeu, perspectiva largă pe care o pune în fața noastră, să lăsăm la o parte lucrurile astea mici, mărunte, și să deschidem ochii, pentru că în fața noastră se află oportunități, se află lucruri mari, se află împărăția lui Dumnezeu. Și cât ne va mai da Dumnezeu viață în trupul acesta, dragii mei? Haideți să luptăm pentru bine, să luptăm pentru speranță, să luptăm pentru iubire, să luptăm pentru o atmosferă frumoasă, să lăsăm la o parte lucrurile care ne întunecă viața.
Și va fi și viața asta frumoasă. Și vom avea ca bonus și viața cealaltă. Dumnezeu să ne ajute să vedem viața așa cum vrea El să o vedem și să ajungem în Canaanul Ceresc. Amin. Vă invit ca în momentele următoare să înălțăm ruga de seară către Dumnezeu ca mulțumire pentru cuvântul acesta plin de putere, plin de speranță pe care El l-a pus în Sfânta Scriptură. Doamne, la ceas de seară venim înaintea Ta din nou să-Ți mulțumim pentru aceste istorii minunate pe care le-ai pus în fața ochilor noștri și în această seară. Îți mulțumim pentru oamenii credinței care stau în fața noastră ca mărturie. Îți mulțumim pentru că putem învăța de la ei și îți mulțumim pentru că dorești să avem o viață de învingători, o viață de biruitori, o viață de oameni ai credinței. Te rog, ajută-ne să nu cădem în descurajare, nemulțumire, în frustrare și ajută-ne să fim oamenii care schimbă lumea aceasta, oamenii puterii, oamenii care au viziunea și oamenii care mută munții din loc. Te rugăm, Doamne, dă-ne putere să rezistăm împotriva valurilor de pesimism și de neîncredere care există în jurul nostru și ajută-ne să nu ne pierdem credința nici noi, nici copiii noștri. Rămâi cu pacea și cu binecuvântarea peste noi, rămâi cu binecuvântarea Ta peste toți aceia care ne-au urmărit în seara aceasta. Dă-le credință, dă-le putere, binecuvântează-le familiile și ajută-le să privească sus spre Tine. Dacă au necazuri, dacă au suferințe, ajută-i să vadă partea frumoasă a vieții și să se ridice, să lupte mai departe. Rămâi cu noi și cu binecuvântarea Ta, pentru că Te-am rugat în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.